Bună seara! Bine ați venit la prima ediție a conferințelor Fii liber, fii liber! Vă mulțumesc că ați venit, sunteți mulți. Aș vrea să fiți mai mulți, dar asta e, suntem un club exclusivist și v-am invitat numai pe voi. Numele meu este Mihai Lazăr și voi fi gazda dumneavoastră în această seară. Pe scurt, ce este Fii liber, fii liber și cum s-a născut el? În primul rând, Fii liber, fii liber nu este o conferință. Este o întâlnire între prieteni. Și ca orice întâlnire, are gradul ei de vulnerabilitate, dar și de frumusețe. Dar în același timp, are un grad puternic de autenticitate. Fii liber, fii liber s-a născut din nevoia de răspunsuri. Din nevoia de răspunsuri la indiferența cu care tinerii sunt tratați și au fost tratați timp de 23 de ani. Dar mai ales, și asta o spun cu regret, la indolența cu care unii tineri aleg să-și negocieze libertatea, lăsând în mâinile altora viitorul lor, implicit și viitorul nostru. Fii liber, fii liber își propune ca împreună cu invitații noștri și cu dumneavoastră să răspundă la întrebări ca ce este libertatea? Oare mai sunt oameni liberi în România? Oare mai există lideri adevărați în România capabili de sacrificii pentru progresul acestei țări? Vom vedea, invitații noștri ne vor răspunde. Pentru că avem lângă noi oameni care au reușit, oameni care au gustat din libertatea adevărată, care au fost în preajmă și chiar au sfătuit lideri importanți ai României, dar mai presus de toate acestea, au ales să gândească liber. Să gândească liber și să-și folosească toată priceperea și munca lor pentru țara noastră. Așadar, doamnelor și domnilor, vreau să îi primim cu aplauze călduroase pentru că merită tot interesul nostru, merită să-i ascultăm, merită să îi provocăm cu întrebările noastre pe invitații noștri în această seară, domnul avocat Florentin Țuca, doamna Adriana Cătălin și domnul Mihai Ianța. Vă mulțumesc pentru că ați venit aici alături de noi. Acum o să vă mai rețin foarte puțin cu câteva detalii organizatorice. Conferința este împărțită în patru părți. Prima parte în care invitații noștri își vor exprima viziunea și ideile lor despre libertate și leadership. O parte de întrebări din partea dumneavoastră. Aici îmi permit să dau tonul acestor întrebări. O parte interactivă în care invitații noștri sunt provocați să ghicească un personaj dintre tinerii moderni din ziua de astăzi și să-i caracterizeze într-un singur cuvânt. Iar în final, ultima parte în care dânsii pot să-și adreseze unele alte întrebări. Avem în încheiere și un mic premiu, ca să spun așa, pentru cele mai interesante întrebări din partea editurii Curtea Veche, partenerul nostru. Vă mulțumesc! Și să coboare stradă, să vorbească prin fapte. Un antreprenor politic, deși filozof la bază, care numai la 35 de ani a venit în București, din Ardeal, și a devenit liderul unui partid care a adus o nouă viziune pe scena politică. Un doctor validat la Londra, München și Washington, un ambasador al valorilor românești în marea familie a conservatorilor europeni, un tânăr care și-a spus că pentru a fi liber, trebuie mai întâi să fii liber. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru fondatorul mișcării Noua Republică, Mihail Neamțu. Mulțumesc mult, doamnelor și domnilor, felicitări Mihai Lazăr pentru îndrăzneala de a gândi un concept curajos pentru această lume românească, unde de cele mai multe ori e foarte greu să faci punți între lumi care nu-și vorbesc. Suntem într-o după-amiază, într-o seară în care inițial cred că erau invitați patru oameni, din păcate suntem doar trei pe această scenă și poate o explicație pentru acest fapt este exact acest lucru. Faptul că în România e dificil uneori să duci oameni cu biografii diferite pe aceeași scenă. Pariul acestei seri și bănesc pariul întregului concept
fi liber și lider este acela de a aduce într-o tradiție liberală clasică, pe aceeași scenă, oameni care, deși nu împărtășesc substanța, conținutul unor valori morale, cu toate acestea acceptă civilitatea ca fiind o premisă de bază a dialogului. Dialogul este miza acestei întâlniri din această seară și sper să putem iniția un dialog în care să ne respectăm diferența și să găsim punctele comune. Sunt în fața noastră pentru a vorbi pe semne pentru 5-7 minute despre legătura între leadership și libertate, despre legătura între libertate și responsabilitate. N-a fost o zi chiar ușoară și mă tem că nu am toate cuvintele la mine în această seară, deci o să încerc să vă spun ce-mi stă mai degrabă pe inimă. Pe inimă îmi stă faptul că în România, mai ales tinerii, sunt obișnuiți prea devreme și prea ușor și prea frecvent să îl ia pe nu în brațe. Nu se poate, nu e posibil, nu aici, nu acum, mai târziu, e în general replica cu care te întâlnești la București, la Cluj, la Arad, la Botoșani, în Iași sau la Târgoviște. Este o frază pe care o aud foarte des și pe care am întâlnit-o chiar și la tineri eminenți care încercau să-mi explice de ce sistemul, cu S mare, nu-ți permite să te dezvolți, să fii integru și, cele din urmă, să fii tu însuți. Pariul libertății este, de fapt, exact acesta. Să fii în acord cu tine însuți până la capăt. Și sunt în fața dumneavoastră ca un om care, la 33 de ani, și-a întrerupt o carieră. Aveam o carieră academică obișnuită, nimic spectaculos, dar studii la timp, la Cluj, un masterat în Anglia, apoi un doctorat la Londra, studii postdoctorale la Washington, revenit în țară după 7 ani, cu speranța că se poate face foarte mult în țara asta. Am și reușit împreună cu mulți prieteni să scriu cărți, să editez reviste, Idei în Dialog fiind una dintre revistele unde am întâlnit o parte dintre cei care cred că vor fi invitați în aceste conferințe Fii Liber, Fii Lider. Și la un moment dat ceva s-a întâmplat în acest parcurs și totul s-a reluat de la zero în viața mea. Ce s-a întâmplat e foarte simplu și relativ cunoscut. Era o zi la fel de toride ca cea de astăzi, 17 septembrie, însă 2011, când ca și dumneavoastră mă uitam la televizor și încercam să văd ce se întâmplă. La dreapta și la stânga vedeam oferte neconvingătoare, unii ar spune chiar mai abrupt, oferte compromițătoare, oferte politice pentru a guverna România. La dreapta vedeam foarte multă indolență și soluții, aș spune, de conjunctură. Aveam miniștri care își luaseră bacalaureatul la 24 de ani, promovați la cel mai înalt nivel al statului. Aveam, pe de altă parte, oameni care în opoziție atunci și astăzi la putere concoctau, plănuiau un atac foarte bine orchestrat asupra statului și reușeau, cred, să gândească o captură a statului român și a destinului României, care și astăzi cred că nu este foarte repede și foarte prompt bruiat de noi. Aveam, deci, un plagiator, un om care nu avea scrupule când vorbea despre propria sa biografie, pe de o parte, și pe de altă parte aveam improvizația eternă a celor care spun că nu e cu putință ceva nou. În această împrejurare, revoltat ca și dumneavoastră, ca mulți dintre noastre, de ceea ce se întâmpla, vizitam casa părinților, eram la Arad, și într-o zi de 17 septembrie, cum vă spuneam, era o zi de sâmbătă, m-am dus, am citit presa de dimineață pe la ora 8, am făcut un duș și în timpul acestui exercițiu matinal obligatoriu, spunea Regina Elisabeta I, că ea făcea de două ori baie pe an, fie că avea nevoie, fie că nu. În acest exercițiu obligatoriu mă gândeam la ce de făcut cu țara asta. Și am ieșit din baie, am stat de vorbă cu mama mea, care era profesoară de română atunci, la cel mai important liceu, și am spus, cred că știu ce trebuie făcut. Ce trebuie făcut? M-a întrebat rapid, am spus, un nou partid politic. Mi-a spus că sunt ușor nebun, că trebuie să-mi iau micul dejun, că trebuie să-mi revin puțin și m-am apucat să scriu atunci un manifest politic intitulat Crez politic pentru o nouă republică. În câteva ore, acel crez politic s-a rostogolit pe internet, a fost preluat în mai multe bloguri și în 24 de ore am primit un telefon de la Robert Turcescu care mi-a spus ce faci bătrâne, fusesem colegi la Cotidianul în 2007-2008 și am spus că mă ocup de acest proiect
de înnoire a politicii românești. M-a chemat la televizor și mai puțin de 48 de ore după această emisiune am primit peste 3000 de mesaje. Mesaje, unele venite chiar din partea unor oameni care se află în această sală. Cum sunau aceste mesaje? Foarte simplu. Stimate domnule Neamțu, sunt profesorul Ion Țecu, este un caz real, profesor de matematică la Liceul Central din Slatina. V-am văzut la televizor, vreau să mă asociez acestui proiect. Vă rog să veniți împreună cu prietenii noastre la București. De la București vă așteptăm oricând săptămâna viitoare în cafeneaua Butare. Răspuns, stimate domnule Țecu, vă mulțumesc pentru invitație. Voi fi împreună cu prietenii mei, inclusiv Augustin Ofițeru, care a fost elev, în data de 17 octombrie la Slatina și vom sta de vorbă. Timp de mai bine de 18-20 de luni, acest exercițiu politic de misionariat până la urmă, pe care mi l-am asumat cu condiția dublă de hamal și de general, dacă mi-e permis această licență, s-a perpetuat pe suprafața peste 30 de județe. Între timp a reieșit un partid politic, Noua Republică, care are astăzi recunoaștere europeană și care are ambiția de a provoca ambii plămâni, să spunem, ai sistemului politic românesc pentru 2014-2016. Sunt de fața dumneavoastră, deci, ca un om care a fost izbit de o întâmplare. Niciodată nu m-am pregătit pentru asta. Studiile mele de teologie și de filozofie nu erau neapărat studii care să mă învețe cum faci trecerea cea mai dificilă de la manipularea ideilor și a conceptelor, de la lucrul cu gândul, sistematic, coordonat, la lucrul cu oamenii, care e mult mai complicat. Niciodată nu m-am gândit ce înseamnă să treci de la conducerea unei redacții de ziar. Aveam la liceul din Arad, Moise Nicoară, un ziar numit Laboremus. Aveam în anii studenției o pasiune pentru literatură și deci eram în redacția ziarului Echipă, de fapt jurnalului, să spunem, Equinox. N-am știut ce înseamnă să treci de la a conduce 4-5 oameni la a conduce 500, 1000, 1500 de suflete care sunt înlănțuite de acest ideal. Ce am descoperit între timp și încerc să mă apropii de prima parte a intervenției mele este următorul lucru. Că îți trebuie, în primul rând, perseverență în actul de nebunie fondatoare care te botează într-un fel în spațiul public. E un act de nebunie care te constituie, care te fundamentează pe tine ca om și care, evident, că reprezintă sursa nesfârșită de comentarii persiflante din partea unora și altora. Dar a fi persistent, a fi consecvent cu acel act inaugural de a te reprezenta pe tine însuți într-un spațiu politic, într-un spațiu public, este esențial. Al doilea lucru pe care l-am constatat este că trebuie să fii extraordinar de răbdător, că trebuie să nu provoci rezultatele într-un mod artificial. Prefer rezultatele care sunt venite pe parcurs, ca efect al creșterii organice, decât rezultatele care vin ca efect al unei injecții artificiale cu hormoni în pieptul unui pui politic sau, mă rog, în pieptul unui proiect mai mult sau mai puțin comunitar. Al treilea lucru pe care l-am învățat ține de faptul că umilința, smerenia, într-un fel, reprezintă o virtute esențială pentru cei care vor să conducă oameni. A avea sentimentul că aparții unei tradiții, a avea sentimentul permanent al slujirii unei cauze mai mari decât tine însuți, este un sentiment, este o obligație morală fără de care nu cred că poți rezista nici pe termen scurt, nici pe termen lung. Doamnelor și domnilor, sunt în fața noastră pentru a vă spune că da, există o legătură între libertate și leadership. Și că pentru mine, ca și pentru colegii mei de la Noua Republică, există trei premise fundamentale pentru a recunoaște un adevărat conducător. Voi încheia prin a vă spune care sunt aceste premise. Înainte de a conduce oamenii, în lumea aceasta, cred că trebuie să te conduci pe tine însuți. E prima condiție. A doua condiție despre care aș vrea să vorbim în această seară ține faptul că înainte de a conduce oamenii după afecte și porniri, trebuie să-i conduci după legi. Iar a treia premisă ține de faptul că înainte de a conduce pe oricine, trebuie să știi că nu ești un conducător veșnic. Vă mulțumesc! Mai departe și vreau să vă prezint, doamnelor și domnilor, un model de eleganță, de bun simț și luciditate, care a răspuns fără niciun fel de ezitare propunerii noastre. Și atunci când, pe parcursul organizării evenimentului, am întâmpinat probleme, mi-a spus, stai liniștit, a dat câteva telefoane și s-a rezolvat. Pentru mine a fost un exemplu de leadership. Dincolo de vocea puterii,
am descoperit o minte limpede și un acut simț al ridicolului cu care puțini oameni politici astăzi se pot lăuda. A pus în valoare cei mai importanți lideri ai României ultimilor 10 ani și a reușit însă să-și păstreze echilibru, gândirea liberă și profunzimea unui lider. Doamnelor și domnilor, am deosebită plăcere să o invit în fața dumneavoastră pe doamna Adriana Softoia. Mulțumesc foarte mult și vă cer permisiunea să-mi dați voie să vorbesc de pe acest fotoliu foarte comod. Vă mulțumesc pentru prezență, îți mulțumesc și te felicit Mihai pentru inițiativă și trebuie să spun Mihai Nanțu că din nou mă pun în dificultate, mai bine vorbeam prima și scăpam de travale de avut după tine. În dreapta mea, în schimb, am un prieten foarte vechi și să știți că nu am știut decât din afiș că vom fi împreună și nu m-am gândit să-i dau niciun telefon și am spus ea să văd cum mă voi descurca cu Florentin, colegul meu de cămin din Grozăvești, amândoi, el i-a adevărat un an mai mic decât mine și ne știm deci de la 20 de ani, nu vreau să-l întreb acum dacă sunt mai bine acum decât atunci, dar mă gândeam că... Deci sunt între cei doi domni și Mihai Nanțu, brusc mi-am dat seama și doar cum te sută pe mine, adică îmi puterești ca fiul meu Filip de 12 ani. Nici el nu prețuiește, încă nu prețuiește, nu înțelege foarte bine și nu știu dacă de rău sau de bine, libertatea. Diferența dintre mine și Florentin, de exemplu, e că tu, în momentul în care ți-ai dat seama ce să fac cu țara asta, erai deja liber. Noi în 1990, când avea loc Revoluția, eram în anul 2, Florentin în anul 1 de facultate, ne-am trezit în fața unei libertăți cu care nu știai ce să faci. Intrasem la facultate cu ideea că trebuie să trag tare, să mă și mărit în facultate, pentru că ar fi contat foarte mult la repartiție, dacă făceam și un copil, sigur luam o repartiție bună, și dintr-o dată totul cade. Salut! Ești liber, optează și nu știai ce să optezi. Între timp au venit minerii, și așa mai departe. Trebuie să spun că trebuie să te bucuri de libertatea extraordinară pe care ai avut-o la 33 de ani să spui ce pot să fac cu țara asta, fac un partid. În 1990 doar Ion Iliescu se gândea ce să fac cu țara asta și a făcut un partid și a rămas viu și acum. Acest lucru pentru că Filip, băiatul meu de 12 ani, pune întrebări la care credeți-mă, nu știu să răspund. Într-o bună zi se uita pe forum ce scriau unii despre mine și îmi zice, mamă, ce urât scriu ăștia despre tine. Și eu îi spun, asta e libertatea. Și el îmi spune, cum, asta e libertatea? Zic, exact asta e libertatea. Zic, dar una foarte prost înțeleasă. Pe de altă parte, am contraexemplu când mâncă o banană și jumătate din banană o lasă pe masă. Și eu îi spun, termină toată banana. De ce? Păi se strică, termină. Ei, lasă-mă, zice-mi, cumpăr alta. Și eu îi spun, ei, asta e diferența, băiete. Pe vremea mea, mama cumpăra 3 banane și ne dădea o jumătate de banană pe zi celor 3 frați. Concluzia fiului meu, cerea era bunica. Deci pentru el, ideea că nu puteai să cumperi câte banane vrei, că poți să mănânci, nu e de neînțeles. Deci, practic, libertatea pe care noi o avem acum, cu toate relele care sunt, vă mărturisesc că trebuie să prețuim. Pentru că mă uit acum, de exemplu, ce se întâmplă cu cartele pregătite, cu tot felul de lucruri și nu știu dacă asta deja nu ține cumva de libertatea mea ca cetățean. În egală măsură, te admir pentru că tu ai fost foarte conștient când te-ai decis să faci un partid politic. Eu am fost foarte inconștientă când am intrat în politică. Și, practic, intram în politică din meseria de jurnalist cu o curiozitate extraordinar de mare. Cum se iau deciziile în politică? Ei, din acest punct de vedere, trebuie să mărturisesc că lecția e destul de dură, pentru că deciziile în politică se iau cu o libertate inadmisibilă. Ca să vedeți cât de discutabilă e, până la urmă, noțiunea asta de libertate. Pentru că libertatea pe care își iau politicienii să ia decizii e una pe care noi le dăm, dar nu așa cum vor ei și cum folosesc ei această libertate. Vorbeai de liderul, cum ar trebui să fie liderul? Sigur că un lider e cel care vede problema și vede problema cea mare și are soluția cea bună.
Noi cred în momentul de față, chiar dacă nu face o deosebită plăcere, cred că am avut doar trei lideri. Fiecare a văzut problema lui din structura și electoratului și cu soluția lui. Din păcate, soluțiile nu cred că au fost bune, pentru că nu degeaba ai vrut să înființezi un partid pe ce ne facem cu țara asta. Dar venim liderul care ne lipsește nouă, practic. Și, din păcate, după 23 de ani, suntem captivi, sau politicienii sunt captivi unor valori greșite. Adică partidul nu e văzut ca un instrument de punere în practică a politicilor pe care cetățenii, societatea civilă, ți-o dă. Ierarhia, în general, pentru partide e următoarea. Pe primul loc e șeful de partid. La el te uiți, pe el îl întrebi ce vrea, ce-și dorește. După aceea vine partidul cu interesele lui, cu clientela lui. Și de-abia după aceea, într-o ordine ierarhică, vine, dacă vreți, statul, de obicei statul, care statul înțelege prin stat, patrie, țara, țara, națiunea, cetățeană. Ei bine, probabil că liderul ăla care va reuși, într-adevăr, să schimbe ritmul acestei țări, e cel care va schimba ierarhia. E cel care va putea spune unui șef de partid, ceea ce îmi spuneți mie, nu are nicio legătură cu țara asta. Și nu duce la nimic bun. E doar pentru noi, pentru o comună de oameni și nu pentru țară. Spune Mihai, om politic, pentru mine termenul nu e foarte pretențios. Mie mi-e teamă că noi nu prea avem oameni politici sau oameni de stat, noi avem foarte mulți politicieni. Cum probabil aici trebuie să spună Florentin, noi am senzația că avem foarte mulți afaceriști, dar nu prea mulți oameni de afaceri la modul real. Și atunci aș corecta, sunt doar un om care a fost într-adevăr și e în politică, determinat într-un fel și din această mare dorință, ca libertatea pe care ne dorim cu toții, să nu fie ceea ce într-un fel sau altul înțeleg unii, această anarhie și intransigență, pentru că dacă ceva mă sperie în momentul acesta și, repet, în 1990, totuși prin Damine Iadele și eram chiar acel an al lui Marian Munteanu, nu exista un aer atât de contundent sau sentimentul pe care l-am eu e că categoriile socioprofesionale sunt în conflict. Tot timpul. Eu cunosc foarte puține popoare care să vorbească atât de urât despre el însuși. Avem o părere atât de proastă despre noi, despre români. Vorbim cu atâta dispreț despre profesori, medici, oameni de afaceri, politicieni. Emisiunile sunt numai și numai cu oameni care trebuie să meargă la pușcărie, care nu sunt modele. Aici cred că e o mare problemă și părerea mea e că o criză economică se rezolvă într-un an, în doi, în trei. Dar o criză morală a societății în care nu ne mai respectăm unii pe alții, foarte greu se rezolvă. Și aici, într-adevăr, avem nevoie de un lider pe care eu acum, în acest moment, îl văd. Mulțumesc! Mai departe, vreau să vă prezint o persoană extrem de reabilă, care și-a rupt din timpul alocat conducerii unei dintre cele mai mari case de avocatură, pentru a răspunde provocării noastre. Cu experiență de 20 de ani, el deține o bogată activitate de reprezentare în proceduri de arbitraj intern și internațional. În 2011, a făcut parte din echipa de avocați selectată de Ministerul de Justiție în cadrul proiectului finanțat de Banca Mondială privind pregătirea punerii în aplicare a Codului Civil, Codului Penal, Codului de Procedură Civilă și Codului de Procedură Penală. Este doctor magna cum laude în parteneriat public-privat. Este și câștigătorul premiului European Managing Partner of the Year, oferit de prestigioasă publicație britanică The Lawyer în anul 2012, fiind primul avocat român care a fost oferit o asemenea distinție. Deși există momente în care îl găsiți într-o dilemă veche, pentru noi astăzi are răspunsuri concrete. Doamnelor și domnilor, domnul avocat Florentin Țuca, Managing Partner al Țuca, Zbucea și Asociați. Mulțumesc mult, Mihai, pentru introducere prea elogioasă. Vă salut pe toți. 7 minute. Invitat să vorbesc despre libertate și leadership. Prima regulă pe care trebuie să o am în vedere este să văd cui mă adresez. Și am o întrebare pentru audiență.
câți oameni prezenți în sală se simt sau sunt liberi? Foarte mulți. Pentru mine libertatea înseamnă multe lucruri și poate fi privită din foarte multe perspective. Dacă este să mă refer la discursul Adrianei, da, în 90 libertatea era plasată în contextul foarte cunoscut al sloganului libertate, te iubim, ori învingem, ori murim. Zero la pătrat. Cuvinte goale, iertați-mă. Pot fi multe perspective din care abordăm libertate. Eu personal nu sunt liber. Nu mă simt liber. Ești lider. Nu, nu pentru că sunt lider, ci pentru că nu sunt în acord cu mine însumi. Nu mă simt împăcat cu mine. Prima condiție a libertății ar fi în împăcare cu sinele. Și nu prea pot vorbi despre libertate pentru că nu sunt competent să vorbesc despre libertate. Dacă revin la paradigma pe care o propune Adriana, ce facem cu libertatea câștigată după 89 și ne raportăm la libertatea politică, civică, libertatea de expresie, dar mânca banane. Da, bun, sunt liber. Pot să spun ce gândesc și pot să fiu în prezența unor tineri agreabili, să stau la acla în libertate. Dar sunt multe alte perspective din care putem privi libertatea în care nu mă simt prea competent să țin discursuri. Despre leadership, nu sunt liber, dar se face că sunt, volensnoare, sunt lider. Sunt lider unei echipe extraordinar de faine, entuziaste, o trupă formidabilă și îmi pare rău că fac reclamă acestei echipe, dar e o realitate. Da, sunt liderul acestei echipe și sper să răzbim și să fim împreună mulți ani de acum încolo. Dar nu despre libertate, că nu sunt competent să vorbesc despre libertate, și despre leadership poate că voi vorbi dacă mă provocați să vorbesc despre felul în care văd eu calitatea de lider. Mihai spune că evocă dilema veche și spune că mă exprim în dilema veche, dar sper că acum o să vin cu niște certitudini în fața dumneavoastră. Nu, aș prefera să vă țin două minute cu o dilemă. Și ideea vine când o aud pe Adriana vorbind despre feciorul ei. Eu am o fată care bate la porțile, nu știu cum se le numesc, porțile Occidentului, îmi sugerează Mihai, porțile carierei profesionale, porțile alegerilor în viață, apar n-a. Clasa 10-a. Și la întrebarea ce vrea să facă, are o mică ezitare, dar spune vreau să fac dreptul, ca tine. Și eu am o dilemă. De dreptul unde? Evident, afară. Aha. Și după aia? Rămâi afară să faci ce? Sau te întorci în țară să faci ce? Mulți mi-ar răspunde, păi, să preia ștafeta de leadership, nu? Ai o firmă, fata ta face dreptul, poate să-ți fie succesor ca lider. Și dilema mea se cheamă, fii liber sau fii lider? Fii liber și stai în străinătate și să studiezi dreptul la aparna, la ce universitate din străinătate și să rămâi să lucrezi în Europa Occidentală sau aiurea, ori te întorci în țară și profesezi sau pui umărul la refacerea acestei țări. Eu personal cred, dilema rămâne, n-am răspuns. Personal l-admir foarte mult pe Mihai. Cred că salvarea țării este, sau soluția de revigorare măcar, de resuscitare, stă în elita care se formează
la școli adevărate și care se montează, se regrupează în jurul unor oameni de valoare lui Mihai. Nu vreau să fac o propagandă electorală, dar cred că salvarea și știu, purificarea mesajului politic și a vieții publice din România stă într-o asemenea regrupare. Iar când mă uit la copilul meu și când nu știu ce să-mi doresc pentru el, e o dovadă că e o cumpănă serioasă și că dilema nu e fără rezolvare, dar dilema însăși e expresia unei stări de rău în care noi, eu mă regăsesc și noi ne găsim. Aștept cu interes întrebări și provocări. Mulțumesc! Da. Să-i provocăm la întrebări cât mai interesante, țineți minte și de premiile de la sfârșit, și îmi permit să dau tonul acestor întrebări. Și aș începe cu domnul avocat. A spus că nu vă considerați un om liber. Asta pentru că avocatul este un om liber, ținând cont de procesele în care este implicat, care poate contravin câteodată principiilor sale morale. Nu. Acum să vedem. Nu. Am spus că nu mă simt liber, nu mă simt liber pentru că nu mă simt împăcat cu mine de plin, dar pot să fiu foarte liber făcând pe avocatul diavolului, n-am nicio problemă. Pot să am un discurs argumentativ în încercarea de a apăra o poziție și să mă simt liber dacă sunt în acord cu principiile pe care le apăr. Legea este, prin definiție, o constrângere a libertății sau doar legile prost gândite și prost aplicate? Intrăm într-un teritoriu filozofic stăpânit mai bine de Mihai Neamțu, dar mă hazardez să spun că nu legile mă fac să mă simt să nu mă simt liber. Nu regula mă constrânge, ci regula interioară, în raportare cu tot ceea ce mă înconjoară, mă face să mă simt liber. Așa. Mulțumesc. Domnule Neamțu, există libertate fără demnitate sau leadership fără smerenie? Pe toți spuneați de smerenie. E o întrebare complicată și, de fapt, sunt, cred că, două întrebări în aceeași întrebare. Libertate fără demnitate, ați spus. Cu siguranță, libertate fără demnități există. Fără demnități publice există foarte multă libertate și știm că în istoria spiritului au existat foarte multe personalități, nu vreau să vă plictisesc, care au renunțat la demnități publice. Unii au plecat în pustie, mă gândesc la senator roman care s-a dus să stă de vorbă cu un Antonie cel Mare, alții s-au dus să scrie romanul vieții și au renunțat la demnități publice și la vizibilitate. Deci există libertate fără demnități. Scuze, întrebarea nu era libertate fără demnități, libertate fără demnitate. Aici e o mică găseliță și cred că, într-adevăr, întrebarea pusă astfel are un răspuns univoc. Nu poți să fii un om liber fără să-ți afirmi demnitatea ta de ființă liberă în raport cu tot restul regnului animal, liberă să creeze, liberă să gândească, liberă să rostească adevărul pe care alții le consideră excese, truisme, futilități. Cred sincer că libertatea de expresie, libertatea de conștiință este principala libertate și responsabilitatea omului fără de care nu există demnitate. Cred că lumea modernă, dacă e să mă gândesc la proiectul lumii moderne, proiectul politic al lumii moderne, lumea modernă se naște atunci când noi recunoaștem că demnitatea unui om, indiferent de condiția lui materială, indiferent de faptul că este sclav sau aristocrat, indiferent de faptul că el posedă 2 saci în spatele curții sau posedă 2000 de hectare sau 200.000 de hectare, libertatea lui de a spune da sau nu în fața unor provocări este libertatea constitutivă fără de care nu există demnitate. Deci cu siguranță libertatea și demnitatea ontologică, ființială de a fi om, sunt într-o relație
intimă. Cealaltă întrebare legată de leadership și de umilință este și mai preocupatoare. În ce măsură îți păstrezi conștiința ta de slujitor, de ministru, în sensul de diacon, da? De, cum să spun, slujitor al unei cauze mai mari decât tine însuți, în timp ce toți cei care te înconjoară îți suflă la ureche cât de extraordinar ești, dar ce orator minunat, dar ce cuvinte ai găsit, dar ce organizator bun ești, dar ce forță ai. În contextul ăsta în care ești înconjurat de aplaudați și de lăudători, să-ți păstrezi umilința nu e simplu. Trăim într-o lume în care umilința sau smerenia, eu spun cuvântul umilință, e și un cuvânt cu origine slavă, umilenie, smerenie este iarăși un cuvânt cu origine slavă, de la mir, de la starea de pace vine, da? Starea de pace este starea celui care e cu adevărat smerit, dar se pare că este o altă etimologie, o speculație acum, pur filologică, humus, care e pământul din care ne-am născut și în care ne vom întoarce, pare să-ți reamintească de umilință. Foarte rapid. Starea asta e o stare complicată. În cartea, și fac acum un mic exercițiu capitalist, în cartea pe care recent am publicat-o, cartea de interviuri, inclusiv interviu cu Andrei Preșu, apare un pasaj foarte interesant, în care Luciano Pavarotti este întrebat la capătul carierei sale, retrospectiv, maestre, cum priviți miracolul vocii dumneavoastră? Și el spune, miracolul vocii mele? Să fim serioși. Când mă uit la fiicele mele, la gratuitatea și bucuria cu care ele se joacă, înțeleg că eu, în comparație cu ele, sunt un zero. Dar ca să vorbesc și cu asta să încheie, despre conversația, despre smerenie între marile spirite, am să adaug că, pe lângă acest dialog între un ziarist și un Luciano Pavarotti, a mai existat, se pare apocrif, un alt dialog între Placido Domingo și același Luciano Pavarotti. Placido îl întreabă pe Luciano și spune, dumneavoastră, spune, acum la capătul 45 de ani de carieră publică, ai fost un tenor senzațional, ai încântat lumea la Scala din Milano. Care a fost momentul tău de grație? Și el îi spune, tu mă cunoști. Am fost mereu un catolic. Am iubit mereu Lusitania. Am fost în Portugalia și la Fatima, n-ai să mă crezi, în fața 500.000 de oameni, am cântat un Ave Maria de Schubert. Și Maica Domnului, statuia Fecioarei a lăcrimat cu lacrimi de sânge. Incredibil, incredibil, spune Placido, nemaipomenit moment, cu siguranță o pecete a Harului care ți-a fost dat. Dar tu, la care Domingo spune, eu am iubit mereu la America Latină. Și am fost într-un moment, în Rio de Janeiro, în fața unui milion de oameni. Și n-ai să mă crezi când am cântat o altă arie de Bach. Iisus rămâne prietenul meu. Iisus, drag my friend. Statuia lui Iisus, cea de pe vârful muntelui, a coborât. Iisus însuși s-a apropiat de mine, m-a îmbrățișat, m-a sărutat și mi-a spus, bravo Placido, de tine îmi place, nu de Luciano care o face pe mama mea să plângă. Pentru doamna Săptul și apelez la experiența dumneavoastră. Să ne spuneți din exemple care te-ați întâlnit. Ce este mai greu? Să recunoști sau să accepti un lider? Întrebări din public? O, doamne. Să-i registrați. Nu, cred. Întotdeauna credeam asta. Nu, cred că cel mai greu lucru e să te înșeli atunci când crezi că ai găsit un lider. E mult mai grav decât să nu-l poți recunoaște sau să nu-l vezi. Să crezi că-l vezi, să dovedești a nu fi lider, mi se pare mult mai grav. Și acum din nou o să fac apel la copilul meu, care îmi spune la un moment dat, relatând o poveste de la el din clasă, vis-a-vis de un copil, îmi zice, îl știi pe Ionel? Îmi zic, da, ce-i cu el? Și cum se comportă? Ca un pseudo-lider. Și îi spune, adică, ce-o fi aia pseudo-lider? Și îi spun, ce face? Interiorizează pe toți și toți fac ce-i spune el, numai pentru că le e frică de el. Dar, de fapt, nimeni nu-l iubește, nimeni nu are încredere în el, nimeni nu-l admiră. Și zic, păi, și ce faci? Și mai stau puțin că n-am timp, o să devin un lider. Mă dați seama, lipsa lui de modestie m-a pus pe gânduri, din punctul ăsta de vedere, dar ăsta e răspunsul pe care l-am. Poate că nu ai capacitatea să recunoști un lider, din multe motive. Dacă vrei de la
frustrări, resentimente, poate tu vrei să fii liber și atunci nu mai poate fi liber și așa mai departe, dar mult mai grav e atunci când crezi că ești liber, se dovedește a nu fi liber. Eu am făcut introducerea, acum aștept imediat să luăm microfon. Am fost tentat să vin la această întâlnire de două repere. Primul, și știu că se va supăra pe mine, Adriana Săstoiu, care îi admire de foarte mult timp un echilibru conceptual de sănășit. Al doilea repere a fost titlul acestei întâlniri, care este de fapt antagonic. A fi liber, a fi lider. Și imediat, cu firea mea, m-am simțit gândărit în a identifica, dacă nu cumva, în subconștient, să lăsuiește încă România și după 23 de ani această sămânță a despotismului. Pentru că asocierea între liber și lider dă liderului, doar liderului, prerogativele libertății. Și nici măcar asta nu este adevărat. A fi liber ești omul cel mai neliber posibil. Dacă într-adevăr vrei să fii liber într-o libertate. Pentru că în acel moment liderul este complet dependent de cei a căror lider este. Deci el nu mai este liber. Depinde de susținerea celorlalți. În momentul în care își alocă o libertate prea mare și nu mai respectă, pierde susținerea. Deci iată pierdere de libertate. Aș spune și v-aș propune să gândiți asta și poate să și discutăm, că a fi liber, într-adevăr liber, are condiția sine qua non de a nu deveni liber niciodată. Doar atunci ești liber. Gândiți-vă la perspectiva asta, pentru că altfel, făcând o similitudine între liber și lider, tare ne teamă că, așa din cocoloșirea noastră românească, vom tot cultiva imerea care acum vreo 70 de ani strigau libertate te iubim, ori învingem, ori murim, dar de fapt nu se gândeau decât la libertatea lor. Am și purtat niște discuții cu aceia și am constatat, cum spunea și Petrexuțe, dacă noi am fi învins în război, făceam cu ei același lucru. Gândiți-vă la chestia asta. A fi liber înseamnă a fi neliber. Vă mulțumesc! Așteptam cu drag acest moment. Doamna Săptoiu m-a provocat foarte mult să îi pun o întrebare. A spus de un lucru. Și întrebarea ar fi, cine sau ce este liber? Personajul Ion Iliescu, sau în viață, cum a spus dumneavoastră, personajul Ion Iliescu sau partidul care a făcut în 90? Mulțumesc! Acum, mărturisesc că nu neapărat o mare plăcere să răspund atât de punctual despre domnul Iliescu sau partidul domniei sale. Vă mulțumesc oricum pentru întrebare, dar făcând o legătură cu ceea ce a spus domnul Braia, într-adevăr, așa stau lucrurile cum le spuneți domnul Braia. Cei care sunt lideri, autentici, nu sunt liberi. Și asta am văzut-o în nenumărate întâlniri, protocoale, mă rog, șansa m-a făcut să spun așa,
să participe la întâlniri unde erau mari lideri de la Chirac, pe vremea aceea, Tony Blair, Bush. Și îmi dădeam seama, cu cât înainta mai mult în lumea politicii, că oamenii, adevărații lideri, cei care se gândesc într-adevăr pentru ceilalți, renunță la foarte multe libertăți ale lor. De aceea spuneam, Valentin, tu spui foarte frumos că nu ești liber pentru că e o problemă cu tine însuți, dar eu spun că tu ești lider și dau voie să spun asta cum o spun de atâți ani. Tocmai de aceea tu a trebuit să renunți la foarte multe libertăți care ținau doar de tine. În schimb, despre personajele partidului pe care mă întrebați, studenții-mă, cred că ei sunt cei mai liberi. Acum. Și când sunt cei mai liberi, în sensul că mi se par poate cei mai puțin apăsați de responsabilități pe care noi nici acum, după 23 de ani, nu le-am înmulțit. Și cine nu își cunoaște istoria, cine nu își înțelege istoria, cine nu își asumă istoria cu bune, cu rele, cu victime, cu călării, înaintează doar într-o minciună. E ca în familie. Nu-ți cunoști părinții, nu-ți cunoști rudele, întotdeauna o să simți că ai un handicap. Iar ei de aceea sunt liberi, pentru că n-au doar socoteală pentru nimic din lucrurile care s-au întâmplat. Spuneați în intervenția dumneavoastră inițială că este în viață, nu a fi liber sau lider, cum este tematica emisiunii întâlnirii. Și tocmai de aceea mi-am permis să pun întrebarea, mai este încă în viață, o întrebare retorică, partidul domniei sale asemeni personalității? Sigur că da, dar e păcate. Nu, să nu fim răi. Trebuie să mărturisesc că acel partid a dat foarte mulți membri care sunt în toate partidele. Adică, de fapt, e același partid împărțit cu lideri de sigla. Uitați-vă la listele 90, 92, 93, 94 din Parlament și veți constata, practic, că mulți care erau atunci sub acel partid PSN s-au împrăștiat. Și aici problema, inclusiv acestei migrări a oamenilor, vine din faptul că nu au valori. Adică e foarte greu să înțelegi un om care trece de la un partid de dreapta spre un partid de stânga, după care trece la un partid, nu știu, de nici cum, care e centru, că ăsta e un cuvânt care deja mă enervează. Deci, practic, lipsa valorilor le-a dat posibilitatea să meargă oriunde, pentru că dacă ar fi avut valori, deși au o valoare, interesul propriu. Eu aș vrea să intervin la întrebarea domnului Braia și aș fi curios să văd și comentariul domnului avocat Valentin Țuca, pentru că nu suntem la emisiune, avem puțin mai mult timp. Primul lucru ține de definiția libertății. Nu vreau să fiu excesiv de conceptual, dar foarte pe scurt, ești liber nu doar atunci când alegi, ci când alegi bine. Asta e înțelegerea mea despre libertate. Cine cântărește bine? Foarte bună întrebare. Eu pot în această secundă, domnule Braia, pentru că sunt liber, și chiar și Mihai îmi va ierta acest lucru, să încep să împrăști toate aceste sticle de pe masă pe podea, pot să încep să dau capul de pereți. Și lumea nu cred că va spune, neamțul e un om liber. Nu, se spune, ești liber, dar ești prost educat. Ești nebun. Ești nebun. Da, asta se spune des. Prin urmare, libertatea trebuie pusă în acord nu doar cu exercițiul volitiv, fac ce vreau, ci cu rațiunea. Și unii dintre noi credem că există o rațiune a firii. Că firea umană are o rațiune intrinsecă, de a-și exercita anumite libertăți. Deci a fi liber înseamnă obligatoriu, domnule Braia, să fii responsabil. Dacă liderii sunt oameni responsabili, asta nu înseamnă că ei sunt mai puțin liberi. Și aici aș vrea să ajungem în exact miezul definiției libertății pentru oamenii care au mari responsabilități. Aș vrea să evoc un moment, 1987, Berlin. Știu foarte bine episodul, m-am uitat puțin în biografia lui Ronald Reagan și în comentariile foștilor săi consilieri. Eu eram de față. Ronald Reagan în fața berlinezilor, nu precum Kennedy care spunea Ich bin ein Berliner, ci precum un adevărat lider care își dorea ca Europa să scape de spectrul comunismului, ce a făcut? A făcut tot ceea ce consilierii lui, și sunt curios aici ce se întâmplă în viața unui consilier, i-au spus să nu facă. El a spus de față cu Gorbaciov, Mr. Gorbaciov,
tear down this wall. Dați jos acest zid. Toți au rămas șocați. Nu era în scripte, nu era prevăzut momentul. Și ăsta, momentul ăsta de libertate al lui Reagan față de proprii consilieri, față de staful de la Casa Albă, față de psihologia lui Gorbaciov, față de, poate, însăși Nancy Reagan, acest moment a făcut știrea. Știrea anului, știrea, aș spune, deceniului. De acolo, din 1987 începând, sfârșitul lui Gorbaciov a devenit ineluctabil. Din curajul unui lider responsabil de a spune, dați jos acest zid care separă Berlinul de vest de Berlinul de est. Aici eu văd adevăratul profil al liderului. Nu e șantajabil, nu e limitat, nu e constrâns, nu e sclav, dar este cu adevărat responsabil. V-am întrebat, domnule Neamțu, cine și cum cântărește binele. Și vă rog să mă credeți, cu toată aprecierea pe care o am față de dumneavoastră, pentru erudiția dumneavoastră, am fost extrem de dezamăgit când în activitatea sau acțiunea dumneavoastră politică ați ales definiția răului. Un rău care a venit peste România, peste români, știm bine cum, cu tancuri, dar pentru care este foarte greu să vă accept o acțiune spre o nouă republică, atâta vreme cât binele, în opinia mea, stă, de exemplu, în monarhia constituțională. Vedeți, de-aia v-am întrebat cine și cum cântărește binele. Binele dumneavoastră este o nouă republică. Eu o consider o fantasmă. Binele meu este reînnodarea unei tradiții și mai ales un exemplu european ne arată, mă gândesc la Spania, unde poporul este similar cu poporul român și unde după dictatură a lui Franco, aici a lui Ceaușescu, poporul acela, sau chiar dictatorul Franco, s-a gândit imediat în 3 secunde termin. S-a gândit ce este oportun. Sper că l-am întrunit din asta, nu vorbesc numai cei de pe scenă, că altfel rămâne nu, dar mai sunt foarte multe întrebări pe care. Vorbesc, sunt mai mulți, sunt la unul interesant. Eu oricum vă spun un lucru interesant. Deci Spania, poporul spaniol este caracterial aproape identic cu poporul român. Și acolo până și un dictator s-a gândit că este mult mai oportun o monarhie constituțională decât continuarea cine știe cărei forme de republică. Ce s-a realizat prin asta? Pacea spaniolă. Tradiționaliștii aveau un rege, iar vesneticii de stânga au avut 8 ani de la instaurarea monarhiei constituționale, un guvern socialist, dar foarte socialist, foarte roșu. Și atunci toată societatea a fost echilibrată. De aceea, domnule Neamțu, dacă sunteți lider neliber politic, vă atrag atenția că atâta vreme cât perpetuați o noțiune străină poporului român, contribuiți la alimentarea unei fracturi în cadrul poporului român, pentru că este ceva nenatural, este total nenatural acestui partid, acestui popor, iar crearea acestei prăpastide între timp, pentru că știm bine, sondajele arată că deja 18% dintre români vor monarhie, iată, duce la o acțiune spre nelibertate și nu spre libertate. Cu asta am încheiat. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc. Domnul Neamțu, dacă o scurtă precizare, întrebarea să nu depășească 30 de secunde și dacă vă rog să vă prezentați înainte. Sigur. Mă numesc Emil Tufnea, sunt absolvent al Facultății de Drept. Domnul Neamțu a folosit în finalul intervenției sale cuvântul conducător, ceea ce mie mi-exprimă, eu văd conducători peste tot în jurul meu. Însă lider, din englezescul to lead, a conduce pe cineva într-un sens de a avea oameni care te urmăresc, care te urmează, mai bine zis, mai puțin. Cei mai, uitându-mă în istorie, pe cine aș considera lider, pe cine aș urma în mod voluntar, cei mai mulți îi găsesc departe în timp, în trecut la fondarea unei alte noi republici în America,
și atunci în spate, mai puțin acasă. Aranjamentul instituțional cred că este cel care a dat naștere atâtor multor personaje demne de a fi urmate, precum instituții, precum proprietatea privată și respectul acesteia, libertatea și mai ales o democrație bineînțeleasă, nu numai de alegerea conducătorilor, cât și de tragerea lor la răspundere. Aș dori să vă întreb cum vedeți o reîntoarcere sau reimplementare a acestor instituții în România în viitor. Da. Mulțumesc mult pentru întrebare. Încerc să răspund scurt, în două minute, așa cum este convenția acestui dialog. Republicanismul nu este o tradiție modernă. Ea s-a născut în Roma și cine l-a știut pe Cicero înțelege că a existat întotdeauna în Roma un avertisment împotriva celor care, precum Iulius Cezar, de acolo i-a venit și moartea, s-au imaginat la un moment dat zei. Când am spus pe finalul primei mele intervenții că un adevărat conducător trebuie să știe că este muritor, m-am referit și la această condiție a finitudinii, pe care mulți o ignoră. Primul, marea virtute a republicanismului este aceea de a se reaminti din când în când că trebuie să pleci, să te întorci, cum s-a întors George Washington în ograda sa, în livada sa pe care a cultivat-o la sfârșitul vieții, când Washington a refuzat al doilea mandat, regele George a spus despre el că este cel mai mare om de pe planetă. A ști să renunți este un lucru extraordinar, poate că vine pe planeta. Al doilea lucru pe care vreau să spun este, da, există culturi care au mari dificultăți. Un recent număr din The Economist scotea la iveală faptul că în Germania cuvântul Führer este foarte complicat și pentru doamna Angela Merkel, pentru că are conotațiile bine știute. Ce facem? Eu zic să depășim complicațiile de semantică și să ne uităm la substanța actului de leadership. Că e din engleză, că e din franceză, că e din latinește cuvântul, noi trebuie să asumăm că în orice organizație cineva conduce. Că în orice organizație nevoia de modele e prezentă. Criteriile pentru aceste modele posibile, care în opinia mea nu mai există astăzi pe micul ecran, nu mai le vezi, nu mai există. Sunt destul de numeroase, dar aș vrea să reduc totul la două principii. Principiul meritocratic, care ar trebui să însemne, îl alegem pe cel mai bun, nu? Aristos, asta înseamnă cel mai bun. Meritocrația asta ar însemna să ai cât mai mulți profesioniști la vârf, să ai lideri care s-au consacrat în meseria lor înainte de toate, și apoi e vocea poporului, adică demosul, convocat să spună ce crede despre acel lider. Una fără alta, cred că conduce la haos. Mulțumesc! Domnule Neamțu, dacă mi-e permiteți să fiu un pic în asentimentul vorbitorului anterior. Eu nu m-aș uita tocmai în istoria îndepărtată a Europei și a lumii, și m-aș uita în istoria mai apropiată a poporului român, care, înainte de instaurarea comunismului, România a fost monarhie. Dacă dumneavoastră vreți simpatia și voturile pe viitor ale oamenilor ca mine și ca distinsul domn care a vorbit înainte, ar trebui să vă gândiți la un drum către monarhie, nu către o veșnică republică băseșiană care și-a atins limite din punctul de vedere. Mulțumesc! Vă mulțumesc și aș dori pe viitor să fie întrebări, nu comentarii, pentru că pot... Mai cred că poți lăsa și comentariile, sigur ele doar trebuie să aibă un timp, da? Și pentru noi e important să știm ce gândesc tinerii, cei care sunt aici. Mulțumesc, Adriana! Sunt foarte tânăr. Știu, știam că ești foarte tânăr. Așteptăm întrebări provocate în spate. Sau? Da. La bar. La bar. La bar? Da. La bar era un pas. Ce mă duc la bar? Rămâneți acolo. Bine, ca să continuăm. Nu știu. Da, vă rog. Da. În primul rând aș vrea să adaug un comentariu, îmi pare bine că ați menționat. Angoasa dilemei dumneavoastră în legătură cu
apartenența la poporul român, care într-un fel nu prezintă niciun fel de calități la un moment dat în viziunea personală la un moment dat. Exista și acum 40 de ani, când fiind student la matematică, discutam cu un prieten în 68 și vedeam că în jur chiar țările comuniste se mișcă și el a spus un lucru care mi s-a părut senzațional și continuă să mi se pare special. A spus, eu sunt român, dar n-am cu cine. Ideea că elementul, adică un român, există într-un mod abstract, care n-are nicio legătură cu restul populației. Asta era ca o observație. Iar am o întrebare pentru domnul Neamțu, dacă îmi permite. La ora actuală, după am trăit în Statele Unite pentru 40 de ani și m-am întors de curând. Și lucrul care și am fost destul de activ în a înțelege și a participa la politica americană. Dar un lucru care m-a frapat aici, și vorbim de leadership și de partide, este că niciun partid nu are un program și o doctrină foarte clară. De obicei se bazează alegerile, din ce văd eu, deci este o, cum să spun, chestie personală, subiectivă, se bazează tocmai pe prezența acestor lideri sau conducători, fiindcă totuși există niște nume, și oamenii încearcă să-i aleagă în funcție de capacitatea lor și de caracterul lor. Deci, întrebarea fiind acum, în măsura în care vă puteți deosebi de restul, și cred că nu-i foarte greu, fiindcă am spus, nimeni n-are, nu prezintă nicio structură, o doctrină, o idee în sine, ca să mai vorbim de schimbările de partid, care sunt ceva complet aberant. În ce măsură partidul va avea o imagine foarte clară și ca lider să, să vă, cum să spun, subordonați aceste imagini, într-un fel. E adevărat că liderii și în America au o problemă la ora actuală. Un Ronald Reagan se naște destul de... Dar să sperăm că s-a născut și în România. Mulțumesc foarte mult! Ceea ce cred că în ultimii 20 de ani este cât se poate de vizibil acest lucru. Valorile nu mai sunt ce erau odată. Atunci trăiască dictatura. Nu mai spune chiar așa. Monarhia a funcționat în sură de cred că suntem asemenea cu dumneavoastră. Întrebările mele ar fi următoarele. Una. În ultimii ani statul nostru se comportă ca un stat vasal. Este din ce în ce mai vizibil acest lucru. Așa zis și conducători, ca ai noștri, sunt au atitudine nu chiar atât de bine față de Occident, față de marele putere ale lumii. Pentru domnul Heinamțu, cum ar vedea dumneavoastră în situația în care ajunge la conducere? Să spunem acestei să facem un exercițiu de imaginație. Cum se va afirma statul nostru pe plan, să spunem, chiar și european, nu neapărat internațional, sub influența statelor mari, să ne rezumăm numai la Statele Unite ale Americii, Rusia și să spunem Europa, fiindcă în curând este un suprastat. Și la doua întrebare ar fi pentru domnul Țuca, pentru că sunt și eu absolvent a facultății de drept și să spunem că e un interes personal. În condițiile actuale, cum ar alege o casă de avocatură care să te definească ca un lider, dat fiind circunstanțele că majoritatea caselor, să spunem, că fac un abuz de tineri stagiari. Pe tare îmi scuze că deja m-am rugit, că tot venim să discuția de libertate și că, cum spunea domnul Mihai Neamțu, că poate să răspare despre de masă. Cred că ajungem la distinția, la limita libertății, aceea abuzului.
Și cred că abuzul, așa cum este definit și în teorie, este până la urmă să nu încurci pe celălalt, informal vorbind. Și dacă este și la referindu-ne la definiția de bine, poți să nu faci un abuz din libertate să faci bine, cred că totuși binele este subiectiv. Dacă stăm să vorbim de bine în condițiile actuale, am spune un bine economic. Dar e o discuție mai complicată. Mulțumesc mult. Mai era o întrebare în stânga. Bună seara, sunt Mihai, am absolvit relații economice internaționale și am o întrebare, poate nu vreți găsi relevanța pe care o căutați în întrebarea mea, dar puteam să încerc. Scuze, o întrebare pentru? Nu contează, în general. Pentru posteritate. Atunci, îmi permit să... Doamna Sătă? Întrebarea și nu vă vedem de ce știți să răspundem. Dacă mi-a ușoară, o iei tu. Între noi, Peter. Se spune că oamenii care nu au un vis vor ajunge în mod inevitabil să muncească pentru visul altcuiva. Și din cauza asta vreau să vă întreb dacă cum liderii din țara noastră modelează mințile tinere pentru cum avitează și femeia. Dacă poți să repeți finalul întrebării. Cum modelează liderii din vremurile noastre mințile tinere? Cum îi determină pe ei, cum îi ajută să-și formeze o motivație pe cea mai clară? Nu, mai degrabă vreau să-i spun domnului din spate de la bar, că Petrețuța mai avea o definiție foarte bună pentru democrație și faptul că democrație e egalitate. Spunea că e acel spațiu în care prostul stă lângă geniu, îl bată pe umăr și spune ce mai faci noi frate. Cam aici, da, și despre egalitate, democrație, da. Să știi că la întrebarea ta despre cum modelează liderii, are un caracter atât de general, nu știu cum să spun, dacă e într-adevăr lider autentic, modelează. În ceea ce primește spațiul românesc, aș spune, așa cum spunea un domnul de aici de mai aproape de scenă, cred că au condus și mai degrabă se ocupă de altceva, de influențare, de manipulare, nici măcar de persuasiune. Depresia. Da, încep cu... Am două vești, una bună, una rea, după aia cu cea rea, da, depresia și, nu, depresia e o socră la aia, dar, da, avocatura este în top, nu știu dacă locul întâi, dar de pe locul întâi, în ceea ce privește relația dintre această profesie și pe alcoolism, depresie, rata divorțurilor și alte nenorociri. Partea bună este că ești liber să alegi avocatura. E o decizie personală. La întrebarea precisă, cum tratează arogantele case de avocatură entuziastul tineret românesc? Român sau românesc? Românesc? Ambele. Suntem liberi. Suntem liberi să alegem, da. Vă evoc o experiență personală, anilor 93. Am început avocatura când eram încă student și drumătorul meu, la vremea respectivă, mi-a dat o temă. Eu eram student în practică, ca viitor avocat. Și am lucrat la tema respectivă, la Căminul Grozăvești, după ce mai făceam un bridge sau tarnic cu Adriana, am scris lucrarea respectivă, țin minte, pe 16, pagina 4. Nu existau computere. Dacă existau, nu mă pricepeam să le folosesc. Cu o zi înainte de a preda lucrarea îndrumătorului meu, am recitit-o și eram de acord cu fondul ei, cu ceea ce scrisese în substanța argumentației mele. Nu-mi plăcea caligrafia. Am luat alte 16 coli sau nu știu cât fi luat, și am rescris-o ca să fie frumoasă. Astăzi sunt în postura de a intervieva pe viitorii alcoolici, depresivi și divorțați.
Ei nu știu că vor fi depresivi și nu știu că vor fi alcoolici sau divorțați. Ei se prezintă ca la poarta raiului, la interviul de admitere în aroganta casă de avocatură. Și scriu răspunsuri la întrebări într-o, nu mai spun caligrafie, mizerabilă, într-o limbă română maltratată, plină de prescurtări, de abrevieri inadmisibile și cu o incoerență detestabilă. Din păcate, o spun cu mare regret, tinerii viitori alcoolici, depresivi și, și divorțați bat la poarta raiului cu pretenția și cu aspirația de a avea birou cu vedere la mare și program scurt, weekend care se înceapă de joi. Nu, e liber să fie avocat, e multă muncă, da, riscurile sunt mari, dar asta e opțiune. Încerc să comprim și mă mai dedic din exercițiu, din nevoie de exercițiu fizic și metafizic. Da. Sunt mai multe tradiții politice românești. Sunt absolut de acord că tradiția voievodală, monarhică, este cea mai importantă. De aceea Noua Republică a spus, suntem un partid care vrea să existe o consultare populară privind forma de guvernământ. Suntem pentru. Al doilea lucru. S-a întâmplat să citesc câte ceva despre secolul XIX. Două personaje m-au atras atenția, Simeon Bărnuțiu și Nicolae Bălcescu, erau republicani. Bărnuțiu chiar spunea, cine stă departe de popor, rădăcește. Revoluția americană a creat, mai ales în Transilvania, o anumită emulație. Se întâmplă să vin într-o zonă unde străbunicii mei, da, în anii 20-30, au văzut în America The Promised Land, au fost în America tărâmul făgăduinței și foarte mulți transilvaneni au trecut oceanul, unii s-au întors cu regret, adevărat, după ce și-au consolidat prosperitatea materială. Unii au venit înapoi chiar și cu, aș spune, credințe noi, confesiune și așa mai departe. Nu e cu totul, repet, modelul acesta american străin de țara asta și cred că în spatele proiectului republican trebuie să vedem o intuiție mult mai profundă. Forma de guvernământ poate fi discutată, n-am absolut nicio problemă ca Noua Republică să dea doar prim-ministri, nu și președinți. N-am nicio problemă. Dar cu adevărat intuiția în spatele republicanismului este următoarea, formulată de Lord Acton la mijlocul secolului XIX. Puterea corupe, iar puterea absolută corupe în mod absolut. Ce spunem noi prin republicanism, dincolo de ideea de spațiu public, res publica, spațiu public, ceea ce este între dumneavoastră și mine și ceea ce aparține tuturor ca un bun comun, apropo de noțiunea de proprietate, dincolo de această idee de spațiu public, în spatele ideii republicane stă conceptul de limitare a puterii, deci de exercitare responsabilă a libertății. Suntem deci impresionați noi și de la Noua Republică de modelul american, și de aceea aș spune, suntem dezamăgiți, și mă grăbesc, înțeleg că am un minut, suntem dezamăgiți de virajul democrației americane în zona cultului personalității. Leadershipul autentic stă întotdeauna sub cupola, sub umbrela unui mare document, documentul fondator al democrației americane, care este Constituția. Nu, de aceea am spus și în discursul meu de început, nu capriciile, nu pornirile lui Obama sau ale lui Bill Clinton dictează politica statului american, ci prevederile incluse în textul constituțional, care este atât de important încât americanii înțeleg că nu trebuie să-l schimbe la 20, 30, 50 de ani. E un text care a rămas neschimbat de 200 de ani și care a garantat Americii o stabilitate remarcabilă. Da, democrația și meritocrația trebuie să rămână împreună. Doar democrație fără modele este riscant. Și spun lucrul ăsta conștient de faptul că în Europa, și cu asta închei, a existat o singură țară, Marea Britanie. Și sunt foarte mândru că ne-am asociat cu acești conservatori britanici, o singură țară care în secolul 20 a rezistat tentației totalitare. Aceasta este Marea Britanie, țara care a păstrat monarhia constituțională și a avut în Winston Churchill un lider care a spus tuturor celorlalți că se înșală cu privire la Stalin, că se înșală cu privire la Hitler. Ăsta
scuzați-mă această formulă de acolo. Gândul ăsta este rezultatul unui exercițiu al discernământului pe care politicienii britanici și l-au asumat timp de 200 de ani. Ei au putut vedea ceea ce ceilalți nu vedeau, cei din Finlanda, cei din poate mai puțin Norvegia, dar cu siguranță din Portugalia și din România, din Italia și din Germania nu vedeau, anume că acest cult al personalității care îngroapă Constituția, această exaltare a carismei personale riscă să sfârșească în tiranie. Mulțumesc! Mulțumesc! Scuze, o completare. Văzându-vă bând bere, mi-am zis că mi-aș dori și eu o bere, dar nu permit această libertate și am așteptat un lider. Adriana mi-a șoptit. M-am găsit liderul care m-a primit să aduc două beri. Cu permisiunea mea voastră. Am văzut dacă l-am influențat, l-am persuadat, l-am modelat. Deci n-am mai fost liber. Da. Dar am devenit egal. Am văzut o mână ridicată acolo, în spate. Scuze, se poate să pun o întrebare? Da, da. Domnișoara și... Bună seara, numele meu este David, lucrez în promoție națională și am o întrebare pentru domnul avocat Ciucă. Teoretic, cel puțin, leadership-ul e caracterizat prin două caracterizări, ciudată să ai o viziune și a doua o capacitate mare de a-i inspira pe cei buni de spate. Din experiența dumneavoastră, domnule avocat, o să vă rog să ne spuneți care e diferența, sau diferența de care se diferență între lider cu instituție culturală nouă adoptată și șef. Cu toți cred că avem un șef aici. O propoziție. Liderul nu are nevoie de carte de vizită. Șeful are nevoie de carte de vizită. Șeful își legitimează autoritatea pe o numire, pe un contract, pe ceva foarte formal, pe reguli, pe un statut formalist. Liderul este lider natural. Odată întrebat, sau confruntat o întrebare aproape identică, dar nu aceeași întrebare, am recurs la un exemplu plastic. Diferența între lider și șef este diferența între Hagi și Gică Popescu. Dacă fac o comparație pentru... îmi cer scuze pentru cei care nu sunt familiari cu fenomenul fotbalistic trecut. Hagi era, ciuda păcatelor lui, nu vorbim despre omul Hagi, era un lider născut. Toată lumea știa de lider. Șeful era cel care purta, întâmplător, banderola pe braț. Dacă îmi permiți, Florentino, o scurtă completare, e diferența între cel născut și nu făcut. Liderul e născut, iar șeful e făcut. Nu e adevărat. Sunt convins, domnul. Nu e adevărat, absolut convins. Liderul nu e făcut. Nu e născut. Pentru a fi lider, trebuie să treci prin mai multe școli decât cei pe care vrei să-i conduci. Atunci e născut și făcut. Spatea, acolo, nu sunt. Bună seara tuturor, numele meu este Alina Buzanu, am finalizat cibernetica și momentan sunt coach și după 4 ani de experiență în IT. Și întrebarea mea este puțin laică, părăsește puțin terenul politic, pentru că rezonez foarte mult conceptul de being a leader without a title, fiind un leader fără a avea neapărat un titlu, o funcție. V-aș întreba pentru cine simte nevoia să răspundă, cum poți să fii un lider fără neapărat să ai un titlu sau o funcție. Și mai ales un lider pentru tine, dacă ne puteți juca puțin cu acest concept. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Sofie a spus că e o întrebare complicată, de ce ați câștigat? Eu să spun foarte rapid ce cred pe tema asta. E foarte la modă să ne gândim cum poți fi un lider, dar mi se pare dificil să asumăm în vârsta democrației românești și europene, în care ne aflăm,
statutul de învățăcei sau de ucenici. Trebuie să fii condus o vreme, să fii înțeles gramatica bună și luminoasă a obedienței, dar nu în sens servil, insist, nu în sens servil, a ascultării, bine să folosesc un termen mai teologic, întâi de toate trebuie să știi să asculți, să crești sub umbra unui lider, ca după aceea să poți revendica statutul de lider. Deci această inițiere, în repet, gramatica ascultării, mi se pare la fel de importantă ca lansarea plină de elan în exercițiul de leadership. În ce mă privește, aș avea un răspuns care bazat, cred, pe un adevăr științific. Faptul că leadership-ul, a fi lider, este are un fundament biologic, antropologic și sociologic. O haită de maidanezi are un lider. În mod natural are un lider. Mai ales sectorul 3. Nu știu dacă... Nu mă amestec în aluzii incorrecte politic, pentru că nu e treaba. Dar există teorii sociologice pe care nu vreau să le detaliez. Șeful de grup, la o masă unde se vor așeza 5 persoane, se va ivi un șef de grup. În mod natural, e legic. Asta în primul rând. Nu trebuie să fie lider colectiv. Da, asta vreau să spun. Da, va fi un șef de grup la orice masă, dar nu e obligatoriu să fie lider. Am văzut foarte mulți oameni care reușesc să domine oameni doar pentru că sunt șef, cum întreba cineva, diferența dintre șef și lider. Șeful e cel care simte nevoia efectiv să te domine, să ai spaima aia, vine șeful, a venit șeful. Niciodată nu spui a venit liderul. Liderul e altceva. Eu nu mă refeream la șef, mă refeream la faptul că există un centru al mesei, un centru al relaționării. Cineva care ocupă scena, care ocupă masa, în mod natural. Câinele care este mai musculos, mai impozant, mai fermecător, mai va ocupa, se va autoimpune ca lider al haidei. Cel care la masă este mai impulsiv, mai vorbăreț, mai convingător, mai persuasiv, mai charmant, mai bun orator și așa mai departe, se va impune ca lider, nu ca șef. Nu vorbim de șefia unei mese de restaurant, vorbim de cineva care ocupă scena. Corect. Cât privește statutul de lider al propriului eu, găsesc că e doar o metaforă. Nu, sunt bă, nu, o să vorbesc. Pentru mine e o mare, mare problemă lider, șef, conducător. Aș putea să-ți spun data din un lucru. Mă sperie că foarte mulți spun vreau să fiu lider. Și crede-mă, foarte puțini au spunând vreau să fiu om. La un moment dat, Mihai Neamțu a spus că un lider trebuie să fi fost performant, să fie un lider în meseria pe care a avut-o sau în domeniul în care s-a exersat. Știi că a fost și cea mai mare dezamăgire a mea? Când am văzut, de exemplu, oameni pe care în mod clar nici nu aș putea să-i contești ca intelectuali, oameni citiți, oameni de cultură, și care ajungi foarte aproape de putere, s-au comportat mai rău decât puterea însăși. Deci mi-am dat seama că nivelul de cultură, nivelul de educație, cărțile citite, nu țin loc de caracter. Și că nu întotdeauna oamenii aceia care la un moment dat par că ei conduc, sunt acei lideri de care avem nevoie. Iar dacă pe mine ceva mă înspăimântă, e că în România poate cel mai puțin căutăm caracterul și căutăm tot timpul liderul, cel care se impune. Foarte mult se impun fără a avea caracter și când ne dăm seama, e puțin cam târziu. Aici, pe stânga. Aici, în tas. Un microfon nu e. E liberat.
Ziceți fără mine. Aici în față și apoi o să luăm întrebare și de mic. Bună seara, este Cazimir. Aș vrea să supun atenție că dacă vrei să înțelegi trecutul, prezent și viitorul unei persoane, lider, fii atât cum vorbești. 2. Leadership-ul se învață întâi acasă, adică libertatea, responsabilitatea. Se învață acasă. Deci ne-a vorbit nimeni de familie prima. Acolo învățăm toate atributele societății. Deci dacă vrei să fii liber, fii responsabil. Dar asta se învață întâi acasă, apropo de model. Nu? Exemplul înseamnă cea mai bună profesie. Exemplul înseamnă cea mai bună profesie. Deci nu există libertate fără responsabilitate, nu există libertate fără atitudine și nu există libertate fără realizare. Și întrebare? Observație, și e bine să avem observație. Nu, cred că de aceea am încercat să introduc tema asta a ascultării, foarte atipică pentru vremurile noastre democratice. Ideea că trebuie să asculți, ideea că trebuie să ai răbdare, ideea că ai un părinte care te învață înainte de a-l învăța tu una și alta, e tot mai puțin la modă din 68 încoace. A fi conservator, adesea, pentru mine asta înseamnă să ai respect pentru cei care înainte ta s-au împlinit, în primul rând părinții tăi, dacă e cazul, există și eșec, trebuie să acceptăm asta. Și abia după aceea vine pretenția, abia după aceea vine manifestul propriei tale individualități. Cred sincer că există un raport obligatoriu. Întâi ascultarea, întâi ucenicia, întâi acest concept de inițiere și abia apoi o asumare a leadership-ului. Avem o problemă, într-adevăr, în România, pentru că imaginea lui tătuca e o imagine compromisă. Mai ales liderul politic care se comportă ca un tătuc e un lider compromis. Faptul că ceaușismul, care a creat un complex de inferioritate pentru milioane de români care au trăit în imaginația unui nebun, a impus figura tatălui la vârf, a celui care le știe pe toate, pater, patrie și așa mai departe, e o mare problemă pentru o țară care vrea să fie democratică. Dar faptul că a existat o aberație, o perversiune și o pervertire a unei noțiuni inițial legitime, nu trebuie să ne facă să ne temem de ceea ce mie mi se pare obligatoriu din când în când să ai un maestru, din când în când să ai, mai ales la vremea inițierii, să ai un model și abia apoi, după ce l-ai emulat, l-ai concurat în mod legitim, să pretinzi că îl poți depăși. Mulțumesc! Mai vreți să mai adăugăți? Te rog. Bună seara, sunt Alex, sunt absolvent al Facultății de Automatică și Calculatoare și aș vrea să vă întreb, tot având în vedere tema conversației, despre libertatea de a fi și de a deveni lider în România. Legând doar de câteva aspecte, la începutul discuției se vorbea despre absența oarecum a adevăraților liberi în România. Domnul Neamțu spunea la un moment dat despre principiul meritocrației și legat și de dilema afice dumneavoastră, domnule avocat. Pentru că în generația noastră, foarte mulți lideri în diverse domenii, lideri științifici, decid să plece peste tot, în toate colțurile lumii și mulți ar spune că pentru bani, dar nu numai pentru bani. Mulți au impresia că nu se pot dezvolta cu adevărat ca lideri în România. Este România un mediu propice pentru liderii adevărați să se dezvolte, să poată crească, ar fi întrebarea la fi. Eu trebuie să spun. Până să răspund, recurgă eschivă și mecherească, să îi dau de acord domnului Braiac, de fapt, este o relație doar paronimică între liber și lider. Și că sună așa, mai curând, e ritmat titlul, dar relația nu se prea verifică. Ca să revin la întrebarea dumneavoastră, cum putem fi, dacă România este un, aș zice, bun, mă risc cu un răspuns foarte diplomatic, dar da, cred că da, România se poate califica
drept mediu bun pentru un viitor lider. Chiar să dădeam dreptate, adică. Când am început eu avocatura, aveam șansa de a activa într-o piață virgină. Era vestul sălbatic. Cuceream terenul, puneam steagul. În 93 era prima generație de avocați sau de juriști care studiaseră noua Constituție și nu cea comunistă. Constituția adoptată în 91. Era prima generație care începea avocatura pe baza unei noi legi avocaturii. Era libertate, vorbim de libertate, de acțiune întreprinzător. Eu acum nu spun că avocatura, a face o firmă de avocatură e ceva foarte ușor și că poți fi pionier într-un domeniu în care, mă rog, alții au încercat și și-au dezvoltat propriile lor întreprinderi și... Dar cred că sunt multe domenii în care poți fi pionier și lider chiar și tot depinde de context și de mediul economic. Florin, în 30 de secunde aș confirma cu asupra de măsură ceea ce spui, adăugând că în toate țările ex-comuniste, elita profesională care s-a consacrat a lucrat în condiții de stres. Nu e niciun test mai important, cred, pentru adevăratul lider, decât să lucrezi în condiții de permanentă frustrare financiară, economică și așa mai departe. Când materialul genetic e bun, omul chemat să conducă trece acest test pe care mulți lideri profesionali în România au trecut. Aș mai adăuga însă un alt lucru la întrebarea dumneavoastră și ține de proiectul nostru privind educația. Cred sincer că trebuie făcut ceva ca în spațiul educațional românesc, privat și public, să încurajăm tinerii să își spună punctul de vedere. Cuvântul, rostirea cuvântului liber, mi se pare un imperativ. Arta oratoriei, curajul de a face o argumentație, vorbeam și cu Florentin înainte, fără să fii obligat să memorezi, să practici mimetismul până la ultima rigoare, e o chestiune pe care noi, în spațiul latin, nu am dezvoltat-o la fel de bine ca anglosaxonii. Deci, sunt de acord că sunt modele culturale mai propice dezvoltării acestor talanți, dar, cu siguranță, a opera în condiții de stres este un test remarcabil pentru lideri. Mulțumesc! Mulțumesc! O ultimă întrebare, dacă... Penultima mai am eu. Acum trebuie spus. E lungă? E o întrebare... Ai bărbat spalma noi. E o întrebare... Am și o întrebare, dacă mi se permite. Vă rog. Pentru domnul Neamțu, ce vă definește pe dumneavoastră ca lider? Ce calități aveți? Asta e întrebare de campanie electorală? Nu, este campanie direct de la Omloa. Vă mulțumesc, Dragoș Dragoș, la Omloa. Eu n-am venit aici ca un om care are o definiție. Eu sunt dascăl ca profesie și se întâmplă să conduc un partid. Acest partid are, sigur, formal 30.000 de semnături, 100.000 de simpatizanți și un număr de delegați la viitorul congres care s-ar putea să mă aleagă sau să nu mă aleagă. Aceste semnături, adeziuni, în mod formal, confirmă sau nu poate un leadership. Dar eu sunt la început de drum. Încerc să învăț, sunt pe această scenă, ca un om care simte că în România există o criză de lideri autentici și sunt pe această scenă pentru a, până la urmă, lua pulsul unei sări bucureștene care, în opinia mea, foarte rar este confruntată cu această temă. Privilegiul e de partea mea și vă mulțumesc. N-ați răspuns la întrebare, vă mulțumesc. Răspund eu, Dragoș. Dă-mi voie să răspund eu, se poate? Pentru că am iertare pentru aroganță, căderea să răspund la întrebarea asta, pentru că eu îl cunosc și pe autorul întrebării și pe Andrișan. Dragoș, întrebarea ta e legitimă și cred, vine de la un om de bună calitate. Cred că te adresezi un om de foarte bună calitate. Eu îl cunosc pe Mihai Neamțu și cred că are calitățile care se cheamă, care îl recomandă ca lider. Habar n-am ce viitor politic va avea. Îi doresc viitor luminos, dar el are calități și sunt eu garant. Mai vreau să-mi intervin și
cer scuze pentru asta, dar dumneavoastră acolo la parc cineva a creionat o stare care poate crea în România chiar și revoltă. Acelui tânăr trebuie să-i răspund că nu există o vasalitate morală a conducătorilor României față de, eu știu, puteri străine. Este nevoia societății impotente de a-și crea potențialul financiar necesar existenței sale, drept pentru care face concesii în a primi prin cerșit miliarde și miliarde și miliarde pe care, din păcate, cei de aici au ei grijă să le fure. Asta e una. Al doilea, și cu asta cred că aș putea chiar și vă aduce într-o concluzie. Trăim un proces al globalizării. Din punct de vedere economic, vrând nevrând, sunt partizanul ei. Din punct de vedere moral, conceptual, metafizic chiar, am permanent tendința să mă opun. Dar dacă suntem în globalizare, e cineva în stare aici să-mi spună cine este liderul Angliei? Cine este liderul Italiei? Cine este liderul Austriei? Cine este liderul Ungariei, cu care, cu toate că acolo avem o problemă? Așa? Cine este liderul Croației? Cine? Deci, vedeți, noi, de fapt, toată omenirea, ne aflăm într-o imensă criză de leadership. Nu mai există lideri. Aceasta este criza. Și gândiți-vă foarte bine la lucrul ăsta, pentru că a creiona condiții elementare de a deveni lider înseamnă a vă ancora într-un primitivism care nu va conduce societatea decât la această lâncezeală ce s-a instaurat global. Vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Mai avem o ultimă întrebare de aici. Dar am multe de spus. Descrieți. Rafinați. Scurt. Bună seara, numele meu este Bogdan Grigor Grescun și în începutul discuției ați amintit despre relația dintre libertatea și responsabilitatea unui lider. Și pentru că la origine, în franceză, în italiană, poate chiar și în engleză, responsabilitatea înseamnă abilitatea de a răspunde, ori de a reacționa. Vă rog să discutați sau să analizați fiecare dintre voastre cât de importantă este capacitatea unui lider de a reacționa, de a răspunde la provocările celor care l-au sprijinit și la provocările și problemele societății. Pentru că, până la urmă, eu cred că asta este principala problema liderilor din România de azi. Ei, cei care au ajuns să ne fie lideri, nu au avut capacitatea de a reacționa optim sau măcar potrivit la provocările și nevoile societății. Mulțumesc. Doamna Sfântă. Da, Mihai a decis să trebuie să răspund eu, pentru că e vorba de comunicare. În mod evident, răspunsul e unul singur. Orice lider, și dacă vrei, de data asta o să spun și șef, trebuie să răspundă foarte repede. Din punctul acesta de vedere, o să spun un lucru care vine puțin în contradicție cu afirmația trebuie să răspundă foarte repede. Mai ales politicienii noștri s-au specializat în a răspunde foarte repede. Uită-te că ei stau toată ziua la televizor. Suntem țara în care oameni la vârf intră pe telefon și dau explicații pe telefon în emisiuni. Și dacă se poate o fac repetat la 10 talk show-uri dacă sunt. Deci ei răspund foarte repede. Dar răspund la niște nevoi care țin de imaginea lor. Și nu la acele nevoi de care vorbești tu. Pentru că la acele nevoi trebuie să răspunzi repede, dar cu totul și cu totul altfel decât să stai, să populezi televizoarele și să fii obsedat de comunicare. Adică obsedat în sensul rău de data aceasta, că vorbim despre acea comunicare abuzivă, pur și simplu. Mulțumesc. S-a încheiat partea cu întrebările din partea dumneavoastră. Vom trece mai departe și vom provoca invitații noștri
să ghicească personajele și să aleagă din trecerile care sunt pe slide. Vă rog să puneți slide-ul cu alegerile personale. Și o să fie aici, în spate. Domnule Țupă. Nu e din corect, dar e din corect, dar doamnă, doamnă. Și de ce? Sunt tine care sunt în fața televizorului, formator de opinii și cei din sală și noi toți vrem să știm de ce. Pentru că cred că o să câștig eu premiu. Nu câștigați noastră premiu. În primul rând, îmi încosesc o pledoarie în minte. Și ar trebui să încep cu faptul că te rog pentru cost personal. Și da, trebuie să fac abstracție faptul de cost personal și să admit că i-am văzut pe amândoi la televizor. Îl prefer pe Robert pentru că este mai corect, mai articulat și e mai liber. Mai modern. Mulțumesc! Domnul Neos. Adică între un procuror și un istoric. Am dat suficiente referințe încât să spun că aș prefera un istoric în această seară, fără să fie o adeziune necondiționată. Mulțumesc! Vreți să spun și de ce? Nu. Profesorul care a făcut studiile cinstit, omul care și-a luat doctoratul în fața unui juriu care chiar l-a evaluat și nu doar l-a periat, omul care și-a scris cărțile și studiile în mod cinstit în singurătatea bibliotecii, primează în fața unui mincinos compulsiv și unui plagiator. Mulțumesc! Întrebare tot pentru domnul Ciucă, pentru că doamna Săptuie o să trebuie să aleagă din trei personaje. Vrem niște justiții. Poști. Iertați-mă, nu pot răspunde. Nu, n-am voie să răspund. O las pe ea. E politician, sunt jurist și... Da, acum mă lași să-ți spun o întrebare care are deja răspunsul. Îți promit suportul când tu ești în dificultate. Sună un prieten. Mă sună, da, e liber de Cătălin Pretor. E chiar coleg de partid. Asta e să spun. Nu mă mai întreb de ce. A spus de ce. Și ultimul slide. Doamna Săptuie. Pentru că vă mărturisesc sincer, pentru mine a fost o dilemă. Dar chiar așa, tu pe cine alege Mihai? Din fericire n-am fost, nu mi s-a adresat această întrebare. Am adresat-o de eu, pardon. Deci nu încerca să scap, că nu scap, spune-mi. Personaje foarte frumoase în poză. Așa. Greu de ales între ele. Și... Însă eu n-am experiența dumneavoastră de aleg. Probabil că ar fi mai ușor să spun de ce n-aș alege două personaje de aici. În mod clar, persoana pentru care am foarte mult respect este doamna Maria Băsescu. E o femeie care și-a dovedit clar modestia pe care foarte multe alte doamne în locul ei probabil că n-ar fi arătat-o. Ca să spun așa, practic, n-ai ce să-i reproșezi acestei doamne din punct de vedere al apariției publice. În rest, nu discut alte lucruri care pot să țină de viață, de familie, de detalii, care nu cred că ne dau dreptul să le comentăm sau să le interpretăm. Ok.
Ok. Vă mulțumesc. O ultimă întrebare pentru toți de aici. În slide-urile care tocmai le-am pus, au existat lideri adevărați? Acum dăm slide-urile înapoi, încercam să mă gândesc cine are. Și dacă există cineva? O să începe. Da. Andreea, tu. Spuna, unii dintre ei sigur își au adepților, inclusiv Mihai Gâdea. Și inclusiv Victor Ponta își spune că este o mare capcană să transfere antipatia pentru un personaj într-o judecată obiectivă care trebuie făcută. Victor Ponta este liderul cel mai important partid din România. Să spui că acest om nu e un lider, înseamnă că ai o definiție a leadership-ului care e fie obscură, fie imposibil de tradus și care eludează un fapt, repet, un om la vârsta lui a atins tot ce putea să atingă în termeni de performanță, un aspirant. La 40 de ani să fii premier și liderul cel mai important partid din România nu e chiar de aici de acolo. Deci cred că el este un lider, chiar dacă, în opinia mea, Victor Ponta este inamicul României. El este un lider. Inamicul viitorului acestei țări, inamicul integrității morale acestei țări, inamicul construcției moderne a social-democrației și așa mai departe. Cred că pot spune asta. Traian Băsescu este un lider, chiar dacă nu a apărut în aceste slide-uri, dacă este să răspund la o întrebare din spate, chiar dacă nu ne place. Întrebarea mea dacă e mai rău decât... Nu. Deci eu am răspuns la întrebarea, au existat lideri? Răspunsul este da. Diferența între lideri pe care eu o fac rapid este între cei numiți și cei aleși. Cei numiți sunt mai puțini lideri, cei aleși cred că au o sămânță de leadership. Dacă ea e viciată, dacă ea este coruptă, ține de deciziilor morale. Dacă există o genă acolo, trebuie să recunoaștem. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Am terminat. Dacă vreți să vă mai adresați întrebări, partea aia până la noi. Atunci vom trece peste această dată. Avem trei cărți. Nu, eu am o întrebare, nu am să spun. Valentina, să mă ajuți. Cu atât, aș vrea să spun că mi se pare remarcabil gestul lui Mihai Lazar și a celor care l-au ajutat de a convoca o asemenea dezbatere publică în București. Mi se pare remarcabil faptul că oameni cu diferite biografii s-au strâns pe acest forum. Dar mi se pare interesant, dacă e și un moment pentru dialogul între noi, să aflăm una, cum anume doamna Săftoiu, Adriana Săftoiu, care a sfătuit mulți lideri politici, unul dintre cei mai controversați lideri politici din România, s-a despărțit de mitul acesta al liderului perfect și cum anume trăiește în continuare cu ipoteza că nu mai e nevoie de un lider perfect ca să continui să-l sfătuiești. Mulțumesc! Nu, stai puțin. Eu nu m-am despărțit de mitul liderului perfect. Încă l-am, încă-l caut. M-am despărțit de anumiți oameni, am renunțat la anumite funcții. Dar asta nu înseamnă că eu nu sunt în situația de a spune că da, România are nevoie de un lider autentic, acel lider care pune acel proiect pe masă în jurul căruia ne-am unit cu toții. Ceea ce am spus și ceea ce mă sperie pe mine e că cei care până acum se definesc lideri politici au reușit un lucru foarte grav și greu de reparat. Această fractură în societate, această ruptură în societate, acest mod de a vorbi despre noi, cu noi, între noi. Acesta mi se pare foarte periculos, iar această degradare, deci dacă ne-am lovit în primii ani de o limbă de lemn pe care o practica Ion Iliescu, exista și acea nu remarcă că atunci când vorbea Ion Iliescu se făcea rumeniuș în jur, e adevărat că am depășit acest mod, am început să vorbim ceea ce ne-a și plăcut de altfel, ceea ce poate am încurajat și eu, un mod de a ne adresa foarte direct, foarte colorat, foarte metaforic, până când am ajuns la un mod nu foarte
N-aș spune elegant, pentru că e un cuvânt virulic în această situație. Și aici, da, clasa politică cred că a participat și contribuie foarte mult la deteriorarea spațiului public. Pentru că ceea ce vezi la televizor, ceea ce spun acești lideri la care uităm noi, influențează în mod involuntar, probabil voluntar, dar pe noi ne influențează chiar dacă nu suntem conștienți. Deci nu am despărțit de ideea de a găsi acel lider care să mă facă să mă simt foarte bine sau nu să mă, nu, poate că e prea un spus, nu el trebuie să facă asta, eu trebuie să mă determin pe mine să mă simt așa, dar să nu mai jenez de spațiul public. Să nu am o problemă de a apăra clasa politică atunci când marea majoritate a celor din jur spun clasa politică e coruptă, fură și întâi spunând, aseară mă uitam la o emisiune la o dezbatere și unul dintre politicieni nici măcar mi dau numele, pot spune doar când era coleg de partid ca să mă suspectez de un partizanat, spunea că o instituție a justiției l-a afectuit vreo 2 ani de zile și la final a trebuit să acea instituție să spună că omul e nevinovat. Iar moderatorul nu spunea decât atât, bine ți-a făcut. Dar bine ți-a făcut, bine ți-a făcut. Și repeta acest lucru care pe mine m-a speriat. Deci pentru moderatoare, faptul că ești politician, ceea ce probabil e valabil și pentru alți cetățeni, e suficient ca să fii la pușcărie. E suficient. Iar pentru lucrul acesta suntem cu toții vinovați, iar probabil acel lider autentic, la care probabil aspiri, și propună dreptate, va face ceea ce până acum eu cred că nu s-a întâmplat. Mulțumesc mult! Pentru cele mai bune 3 întrebări, fiecare dintre dumneavoastră, dacă ați avut o întrebare preferată. Și comentarii. Sau comentarii. Cadră noi fetele, îi dau carta pe care trebuie să o dăresc eu, Adinei Buzat. Domnul avocat. Am terminat băieții la o carte pentru întrebarea de 3, de 7 secunde, n-a fost măcar 30, direct, da, lui Dragoș, pentru felul direct în care l-a întrebat pe Mihai Neamțu, ce le recomandă? Eu vreau să dau cartea domnului de la a patra masă, aici pe centru, care a pus întrebarea legată de America, tensiunea între cultul personalității, omul carisma și tradiția politică bazată pe Constituție. Vă mulțumesc pentru această întrebare. Acesta a fost prima ediție a conferințelor Fii Liber, Fii Lider. Avem și un material, dar nu merge instalația. E ca la televiziune, că tot spune cineva că e o emisiune. Vă invit pe toți cei din sală să recunoașteți personajul acesta. Vă este cunoscut? E România noastră. Este România noastră caracterizată prin cultură, tradiție, arhitectură și credință. Toate aceste valori care de 2000 de ani împrac România și pe care noi suntem obligați să le ducem mai departe, să le conștientizăm și să le promovăm. Noi avem obligația și datoria față de copiii noștri, față de viitorul liber al acestora și față de înaintașii noștri care au murit în pușcările comuniste sau la Revoluție sau în mineriadă, pentru demnitatea și pentru libertatea de care am vorbit noi astăzi. Vă mulțumesc că ați fost aici. Mulțumesc foarte mult față de avocatură, echipe de acolo, care de care nu am fi putut să facem acest eveniment. Vă rog pentru locația frumoasă, partenerii cu Curtea Veche. De asemenea, ne veți găsi și pe site și vă provoc la comentarii, că toți spuneți că aveți multe de spus. www.liberlider.ro. Mulțumim foarte mult invitaților noștri, vă mulțumesc, domnul Florentin Ciuca, doamna Adriana Softoru și domnul Mihail Neamțu. Vă mulțumesc foarte mult!